Bună seara tuturor! Sunt Tarotela cu o etalare la alegere pentru luna aprilie. Va trebui să alegeți între trei opțiuni. Și. Bine, sper să îmi spuneți cu ce ați rezonat din ce vom descoperi împreună. Cele trei opțiuni sunt acestea. Una, două și trei. Cu. 3 seturi de cărți. Până mă așez eu camera, care stă un pic cam, hmm. facem echilibristică. Voi alege sau eventual puneți pauză. Ok, eu zic că e ok dacă stă așa. Okay. Setul numărul 1. Am uh, pregătit cărțile și de fapt de fapt, înregistrarea s-a întrerupt chiar la voi și cred că veți avea o, un mic, o mică întârziere în manifestarea a ceea ce vom discuta că va trebui să manifestați. În fine, din seria mesajelor de la Înger, ați primit numărul 32, poate vă spune ceva, șabloane relaționale. Bănuiesc că mulți dintre voi sau unii dintre voi sunteți chemați să meditați asupra acestui subiect, a relațiilor pe care le-ați experimentat și în familie și cu prietenii și cu cei mai apropiați, mai intim, bărbați, femei, nu contează. Meditați un pic asupra acestui subiect pentru că aveți în preajmă o un mare, mare potențial, de abundență infinită, de creștere spirituală, de binecuvântări, cu alte cuvinte. Dar acestea vin, sau probabil că ați primit informația sau semnale, sau pur și simplu această etalare vă transmite că această abundență infinită vine doar când vă devotați cu totul unui scop spiritual unei direcții care vă aduce mai aproape de divinitate. În momentul în care stați în aceste șabloane, de obicei karmice, asta reprezintă relații karmice, vă îndepărtați de abundență. Și abundență nu înseamnă doar bogăție, înseamnă și dragoste, și sănătate, și bucurii, momente de încântare și. Hmm, de bucurie cu voi înși vă. Bănuiesc că această izolare prin care toți suntem forțați să trecem, eu personal n-am nicio problemă să stau izolată, eu sunt într-o relație foarte bună cu mine, dar sunt foarte multe persoane, mai ales cei cu marcași pe balanță sau pe casa a șaptea, deși și eu am pe casa a șaptea, dar altfel se manifestă la mine, cei care au planete în, în balanță, în mod special, și alte aspecte, le este teamă să fie singuri. Au senzația că fără cineva nu pot fi fericiți, fără cineva în preajmă. Ei, și din acest motiv, ați experimentat diferite relații, diferite relații karmice. În această perioadă, pentru că aveți numărul 32.3, înseamnă comunicare sau construcție, doi relații, da? sunteți chemați să stați față în față cu voi înși vă și să înțelegeți că oamenii pe care i-ați întâlnit, care v-au adus bucurie sau tristețe, de fapt au manifestat un aspect din voi înși vă. În momentul în care faceți pace cu anumite aspecte care nu vă plac, veți întâlni altfel de relații, veți manifesta altfel de relații. Cred că, și o să vă zic imediat de ce, Totuși, în această perioadă aveți o oarecare blocaj mental, blocaj, înseamnă că vă simțiți îngrădiți, nu găsiți chiar soluții, dar vor veni momentul în care veți fi sincer cu voi, momentul în care vă veți analiza în profunzime, veți vedea proiecția voastră, diferența între proiecția voastră și ceea ce sunteți cu adevărat da, ne ia, ne ia ceva putere să recunoaștem ceea ce avem nevoie cu adevărat și ceea ce trebuie să schimbăm în noi și în viața noastră. Posibil pentru unii, pentru că 3 și 2 înseamnă 5, da, 5 înseamnă o schimbare prin creativitate, casa 5 ale a creativității a copilului. Și văd și o harpă în această imagine, Cred că trebuie să comunicați un pic mai expresiv, mai artistic, mai frumos cu cei din preajma voastră. Și aceast, acest stil de a comunica, Mora, acest stil de a comunica, va schimba un pic atmosfera. Oricum, să revin unde vroiam, unde la un moment dat am spus că am ceva să vă semnalez, pentru că s-a întrerupt legătura, am pierdut, dar să încerc să reconstruiesc o informație. În timp ce am amestecat setul de cărți pregătit pentru voi, am vrut să se arate doi de băte și balanță. Doi de băte care vă reprezenta într-un moment de răscruce, un moment de decizii, un moment de planuri în care eu am simțit că erați voi între cele două variante, între cele două opțiuni: relații karmice sau abundență infinită, un soi de binecuvântări sau relații darmice. Și, în primul și în primul rând, am zis că este foarte important să relaționăm foarte bine cu noi. În acest context, în această carte, evident că personajul se simte bine în pielea sa. Se simte onorat de viața și experiențele prin care trebuie să treacă și în momentul în care se onorează, este copleșit cu protecție și cu binecuvântări. Deci, cu alte cuvinte, acel doi de, de băte, deși evident că poate să reprezinte și un semn de foc dacă vreți să-l luați ca atare, eu zic că sunteți voi, nu contează ce semn sunteți, la o intersecție de drumuri. Drumuri relaționale. Relațiile karmice în care ați stat și față de care trebuie să vă depărtați cu înțelepciune, nu cu ranchiună, evident, că altfel nu puteți manifesta abundența infinită, vă țin departe de binecuvântări. Eventual, doar în momentul în care le transformați pentru că și balanța, v-am zis că a apărut, sau nu v-am zis, acum vă zic, a apăruse, da, am zis, doi de băte și balanța. Deci, balanța, balanța înseamnă justiție sau înseamnă karmă? Înseamnă karmă. În momentul în care vă analizați, de ce profund, pentru că în această perioadă chiar e timpul să ne analizăm cu toții, în momentul în care vă analizați profund și pe voi și relațiile cu, în care ați fost sau pe care le experimentați în această perioadă, Veți înțelege și karma și veți putea să o curățați și să decideți, eventual, să vă întoarceți către ceea ce, eventual, ați uitat, această abundență infinită care oricând poate să fie în preajma voastră, doar de noi depinde, de voi depinde, cum alegeți. Pentru că suntem, evident, ceea ce alegem, suntem ceea ce creem, suntem ceea ce simțim, ceea ce gândim. Și dacă cumva în anumite momente avem un fel de a gândi îngrădit pentru că sunt, parcă eu așa văd în acest moment niște garduri de-o parte și de alta nu puteți vedea peisajul general nu puteți să vă extindeți poate într-o anumită direcție luați acest timp ca atare și echilibrați-vă, da, balanța echilibrați-vă ca să puteți decide, pentru că decizia cea mai bună se ia într-o stare de echilibru. Acum o să vă prezint cărțile pe care le aveți pregătite pentru aprilie. Temperanța. Temperanța pe care o văzuse și mai devreme. Asul de monede. Regele de bâte. Evident că poate fi un semn de foc sau poate voi aveți planete acolo. Nu ne mai luăm după semne, că oricum toți avem planete ora acolo, ora acolo. Balanța, despre care am zis și mai devreme că a apăruse. Magicianul a apăruse și el într-un context în care arăta că ați avut o perioadă de probleme financiare, de singurătate, de lipsă de comunicare cu cineva anume și totuși, în momentul în care vă analizați aceste relații și vreți să manifestați abundența infinită, găsiți resursele să manifestați ceva frumos. Cavalerul de spade. În continuare ar mai fi 8 de monede. Oh, nu de monede, de băte. Dar probabil că trebuie să și munciți. 10 de spade. Hm. 2 de spade a să și doi de spade. Bănuiesc că aveți multe planete în balanță, am zis. Șapte de monede. Am vrut să fie scurte etalarea, dar o să fie mai lunguță. Cavalerul de cupe. Nu cavalerul, valetul. Și lumea. Și lumea. La capătul setului de cărți aveți Faitonul faetonul și la un moment dat aveți și roata norocului. Simt că Înainte de a citi, să vă mai transmit câteva mesaje, da? Hmm. Simt că trebuie să încheiați o chestiune toxică, poate o căsătorie, poate cu un capricorn, poate cu un job care va epuizat, mai mult sau mai puțin, variază de la unul la altul. Ideea este că trebuie să încheiați niște adicții sau acele relații karmice despre care am spus, ca să puteți manifesta relații care vă duc către abundență, că de fapt cavalerul de monede asta merge către regina și regele de monede, către relații abundente, ca asta înseamnă monedele, și stabile. Dar evident că acestea vor veni mai încet, dar vor veni. Posibil cineva, cuiva este dor de voi. Cuiva este dor de voi și în momentul în care decideți să luați această cale a relațiilor stabile, vă puteți bucura de întâlnirea cu acest suflet pereche care, cred că pe unii vă așteaptă în continuare, deși poate n-ați comunicat la un moment dat. Și foarte posibil vă doriți abundența asta despre care am vorbit mai devreme și o relație, o relație echilibrată. Ar mai, fi, ar mai fi încă un mesaj. Unde era? Aha, aici era. Vor fi legate, vedeți voi ce, cum legați mesajele, sau vor fi separate, iar variază de la unul la altul. Aveți șapte de spade și asul de spade, iar spade, posibil sunteți semne de aer sau relaționați cu un semn de aer sau aveți marcaj puternic pe semne de aer. Vă doriți adevărul, doriți să exprimați adevărul după o perioadă de, cum să zic, autosabotaj. Nu pot spune că cineva minte musai ca să facă rău. De obicei, mintim, cum făceam și când eram în copilărie, ca să nu fim judecați. Spuneam că ne-am uitat ca e tu acasă, că nu ne-am făcut lecțiile, ca să nu primim notă proastă. Nu pentru că ne făcea plăcere în mod deosebit să mințim. Deci, cei care ascund anumite informații de multe ori o fac din rușine, din, din cu totul alte motivații. Dar foarte posibil ca la un moment dat să eu zic că cel puțin această, această, acest mesaj, după cum arată cărțile, iar susține ce am spus mai devreme. Încercați să vă îndepărtați strategic șapte de spade de niște relații care au fost foarte mentale, bazate pe pasiuni fizice, pe ambiții mentale, ego și care totuși la un moment dat v-au blocat, da? v-au blocat. 8 de spade, aceste relații karmice despre care am vorbit la început și vreți adevărul, de fapt, ce înseamnă asta, vreți să manifestați, pentru că semnele de aer sunt foarte determinate, să manifestați încredere, victorie, să vă luptați cu concurența, cu cei care stau în calea destinului vostru și ce vă doriți, o relație stabilă, o relație echilibrată, o relație, iar, 8 de, de monede, da? În care amândoi luptați, munciți ca să, ca să mențineți această abundență. Abundența nu vine chiar așa, odorând tronc. Se obține cu muncă, cu răbdare, cu determinare. În continuare. Ce mai aveți? Unde era degețelul meu de vrăjitoare? În prima săptămână, să zicem mai mult sau mai puțin, temperanța asul de, de monede și regele de bâte. Evident, două semne de foc între un semn de pământ. V-am zis, în ultima vreme nu mai îmi place să discut despre semne foarte mult. Dar mai aduc aminte pe aici, pe acolo, din când în când despre semne. Este nevoia voastră de a vă echilibra emoțional și pasional și spiritual. Cred că în această perioadă veți crește spiritual foarte mult. Este o alchimie care se întâmplă în voi. Mora, în primul rând. Emoțional, posibil cu această izolare va trebui să vă temperați un pic pornirile fizice, sexuale și temperându-vă și alchimizându-vă, vă veți gândi foarte mult la stabilitate, la acest as de monede. Poate că aveți un dar, dar nu știu ce job ar putea să vină în această perioadă când toți suntem cam blocați. Poate un dar de bani. Eu știu cum ar putea să vină. Primiți-l. Primiți orice dar și orice idee de a fi um, pământeni și de a manifesta stabilitate. Orice idee, pentru că vor veni vremuri greluțe. Da, orice idee vine analizați-o cu atenție, pentru că regele de, de bâte este foarte creativ, are încredere, posibil vă dezvoltați un pic încrederea după ce vă temperați, cum am spus mai devreme, din punct de vedere emoțional, spiritual, fizic și începe să manifestați astfel de monede, vorbește și despre altceva. Începe să vă doriți voi o viață stabilă, în cazul în care aceste relații karmice nu v-au dat voi înainte. Văzusem în timp ce am amestecat setul de cărți și diavolul și mai multe. Cred că ați trecut prin triouri, prin relații toxice. Ei, această perioadă vă este prielnică. Dacă în prima săptămână după temperanță și primiți această. Simțiți această vibrație, da? Simțiți în aer, undeva, la nivel spiritual, totuși azi nu e valet. E în preajma voastră. Abundența se poate manifesta sub diferite feluri. Posibil în momentul în care o simțiți să înceapă să vă. să începe să aveți încredere în voi mai multă să vă doriți stabilitate, că regele, regii sunt foarte stabili și foarte probabil în a doua săptămână să vă reechilibrați dintr-un alt punct de vedere, mental. Evident că aveți săgetător, aveți berbec, aveți balanță, aveți multe semne de balanță, aveți și semne de pământ și un pic de apă. În fine, trecem peste asta. Eu zic că în a doua săptămână vreți să vă echilibrați și mental, pentru că temperanța echilibrează emoțional și spiritual și fizic, fizic, sexual, dar uh, balanța analizează la rece niște chestiuni. Eventual vă conectați la sursă, la soare, la soarele vostru din suflet, la Dumnezeu de ce să nu vorbim și despre el. Dar într-un alt fel, într-un alt fel, poate mental, vă dați seama că dacă vreți să manifestați ceva magician, trebuie să fiți în echilibru, cum am spus mai devreme, da? Trebuie să fiți în echilibru și să nu vă lăsați influențați de ceea ce vedeți, eventual de ceea ce auziți și să gândiți logic și să vă lăsați inspirați de energia divină. În momentul în care reușiți să faceți acest lucru, vă dați seama că aveți totuși resurse sau puteți să faceți rost de resursele de care, eu știu, ar fi nevoie ca să manifestați acest început. Și și uf, foarte posibil să primiți niște vești, poate un ajutor, pentru că asta înseamnă cavalerul de spade, înseamnă vești, sau pur și simplu, în momentul în care vă echilibrați și mental, cum am zis mai devreme, înțelegeți că puteți manifesta foarte rapid, într-un mod poate mai rapid decât mulți. În continuare, la un moment dat, în aprilie, Veți dori pentru că primiți atâta informații și atât ajutor, veți dori să mergeți mai departe, eventual să săriți peste un ciclu de, su de suferințe și să blocați aceste suferințe. Dacă vă doriți o călătorie, bănuiesc că nu o să o puteți face pentru că va trebui să blocați. Este blocat drumul din cauza acestor situații da acestor, de fapt 10 de spade reprezintă și situația aceasta prin care trecem noi boli și pierderi umane sau suferință umană profundă. Voi veți dori să treceți peste ea, dar va trebui, va trebui totuși până pe la sfârșitul lui Martie să așteptați șapte de monede. Va trebui să așteptați. Nu puteți să săriți peste ea. acest capitol. Face parte din lecția noastră a tuturor, da? 10 de spade și 2 de spade e un blocaj vi se interzice un, o călătorie. Dar asta e. Înțelegeți că trebuie să aveți răbdare, șapte de monede și în această perioadă, afară de faptul că vă echilibrați pe toate planurile, eu zic că eu o alegere bună ce ați făcut aici, această cruce V-a adus cărți și mesaje pozitive. Șapte de monede analizează și analizează resursele, își face planuri, dar altfel de planuri, nu ca, cel, ca doi de băte sau ca alte cărți. Își face ordine în lucruri, lucrează. Dacă aveți grădină, lucrați în grădina voastră. Asta nu înseamnă că trebuie să stați închisi în casă, da? Stat în e pentru cei care stau în aglomerație, în blocuri, în cartiere foarte aglomerate. Dacă aveți ca -ă, casă și curte, lucrați în curte, mai ales în zilele cu soare, și cred, și cred că s-ar putea să începeți să plantați la un moment dat, după ce ceva analizați bine resursele, să plantați. Um, Plantatul acesta poate să fie chiar real sau să fie o metaforă. Să plantați um, semințe pentru vindecare, pentru a vă pregăti pentru o nouă lume, pentru că toți trecem acum printr-o mare schimbare. Că, de fapt, asta știm de mult timp, unii dintre. Noi 2020 este anul marilor schimbări, lumea se schimbă, se restructurează lumea, aveți aici la sfârșitul aprilie. Și dacă nu este vorba de vindecare, de tratamente, naturiste, eu văd acest sedecar și așa. În care vă pregătiți pentru o nouă lume, posibil după această așteptare să simțiți nevoia să vă exprimați emoțional, să începeți un nou capitol în viața voastră în care vă exprimați emoțional. Este prima carte de cupe, prima carte de cupe, în tot setul de cărți. Aveți multe semne de aer, posibil sunteți semne, semne de aer sau aveți marcaj acolo. Aveți foc și pământ, dar cupe doar una. Posibil este cineva în viața voastră care vă sensibilizează și cu care vreți să începeți o nouă lume, o nouă viață, un nou capitol. Dar, trecând și peste această interpretare, eu zic că vă veți dori să vă exprimați emoțiile acestei perioade sau să vă exprimați emoțional toate experiențele prin care veți fi trecut. Aveți un faeton, veți lua încercările negative, relațiile karmice da, și relațiile dharmice, le analizați și veți hotărâ că vă doriți să mergeți către destinul vostru. Și interesant ce văd eu acum este că acela semn da, apare și aici și aici. Că sunteți balanță și mergeți către, cu forță, că na, faetonul este casa 10 a, a publicului, da? Ha, poate tot nu înseamnă și mașină. Vă luați mașina. Ha, la un moment dat, spre sfârșitul acestei perioade de izolare, vă veți lua mașina și veți călători către persoana care simțiți voi că vă este destinată, dar cu care vă puteți bucura. Pentru că după lume apare la un moment dat roata norocului. Lucrurile se schimbă. Lucrurile se vor schimba. În bine zic eu, oricum, cu acest magician, și cu toate transformările prin care veți fi trecut, veți înțelege că voi vă puteți schimba viața. Voi vă puteți schimba viața. Posibil. Ce ar mai fi de spus? Da, am spus de echilibru pe toate planurile, emoțional, mental, pasional, fizic. Pasional că vă văd, dori să călătoriți, dar va trebui să stați. Să clociți un alt plan. Deci, după această perioadă, veți fi Înțeles că e cazul să puneți capăt unui ciclu de suferințe și să manifestați un nou început, eventual, simt eu, cu acest vale de cupe, oricine ar putea să fie. Este un început emoțional. Posibil unii dintre voi, pentru că văd regele de bute. Cavalerul de spade, doi de spade, care blochează comunicarea cu acest rege de bâte. S-ar putea, la un moment dat, să încheiați un capitol cu acest rege de bâte, posibil, unii dintre voi. În fine, astea au fost scurte mesaje, scurte detalii care poate au legătură sau nu au legătură cu întreaga poveste pentru aprilie. Eu zic că uf, veți trece prin niște transformări fantastice și veți, uh, veți plănui și veți crea că de fapt cupele astea sunt creație. nicio floare nu poate să crească fără apă, dar nici fără pământ. Veți crea o nouă lume și veți fi pregătiți să o manifestați practic. Vă veți schimba viața și veți merge către destinul vostru. Aceasta ar fi etalarea pentru aprilie, pentru numărul 1. Ok, numărul 2. Numărul 2. Ați primit din seria oracolelor Ecologistul și din seria 7 de la Îngeri. Miracole și binecuvântări. Ce frumos, ce frumos. Numărul 13 poate să însemne ceva. Poate data voastră de naștere. <coughs> sau... Sau... Unul înseamnă Manifestare înseamnă persoana voastră fizică. Trei înseamnă comunicare, construcție. Uh -huh. Începe să vă construiți, 3 și cu 4, stabilitatea voastră fizică. Și e minunat. Cum o faceți? Și în momentul în care începe să construiți, vin miracole și binecuvântări. Orice lucru este un dar. Cât de puțin ați primi considerați că ați primit un dar. Și cum faceți această construcție a voastră printr-o atitudine ecologistă, eventual, prin natură. Eu văd acum un câmp de lavandă. Poate lavanda să vă spună ceva. Poate aveți esență de lavandă și vă inspiră vă relaxează, vă vindecă într-un fel. Este culoarea ultimei ceacre, cea în care voi vă conectați, noi ne conectăm la sursă. Este minunat. Dar eu simt că acest mesaj 1 și cu 3 ține de construcția voastră personală, de stabilitatea pe care foarte posibil nu ați avut-o și începeți să o descoperiți eventual în natură sau prin cineva care îi place foarte mult natura. Posibil această persoană să fie ca un miracol, o binecuvântare în viața voastră. Iar există un alt mesaj ca voi, dacă sunteți iubitori de natură, să descoperiți în această perioadă că, de fapt, sunteți un îngeraj. Pe acest pământ, născut să îi protejeze, să îi hrănească și să învețe despre natură și animale pe cei din jur. Și în momentul în care manifestați această lecție, primiți binecuvântări divine. Vom vedea cum se mai arată cărțile. Este foarte posibil să descoperiți că sunteți, așa cum am spus mai devreme, în relație cu cineva care deja știe. Deja știe, va a intrat în viață, vă intră în viață și persoana deja culege roadele acestei descoperiri posibile. Amândoi sunteți un soi de îngeri ai pământului. În seria aceasta de cărți au sărit uh, stresul, șapte de spade și conștiința. la capătul setului de cărți, diavolul. Diavol. Cred că în această perioadă vă dați seama că dacă manifestați stres, frică și nu, -ți, nu țineți cont de chestiuni care țin de stabilitate. Conștientizați că, de fapt, această atitudine este un atac mental, un atac la conștiința voastră. În momentul în care voi vă calmați, vă conectați la al treilea ochi, faceți meditație, eventual seara, vă descoperiți lumina interioară, da? puteți să vă calmați acest stres. Doar prin meditație vă puteți echilibra, puteți redeveni, reveni pe Pământ. Și n-ar fi problemă dacă un pic uh, ați zbura prin alte dimensiuni, dar stați așa pe un balon, gata să se spargă. În capătul setului am spus că aveți diavolul. Este acel leu îmbrăcat în oai. Probabil, ori, voi ați încercat să părești ceea ce nu sunteți ori a stat printre oameni sau printre situații care nu vă reprezintă. Do, doi de băte este similar cu. Posibilitățile sunt similare cu doi de băte. Este un moment de decizie. Mai stați în această situație, că poate să fie job, poate să fie familia în care v-ați născut, familia în care sunteți, relații, prieteni, da? Mai stați în această situație sau adicții, situații toxice, în care voi nu sunteți autentici. Încerca să părești ceva ce nu sunteți. Mai stați, alegeți. Alegeți. Alegeți mental, e un vultur. Alegeți cărarea pe care vreți să mergeți. Ori relații toxice, karmice sau situații neplăcute. Ori, foarte posibil, aveți totuși pe cineva de care vă este tare drag. Sunteți aproape copleșiți. Vă gândiți tot timpul mind, vă gândiți tot timpul la această persoană care într-un fel sau altul prezența lor parcă vă, vă scoate din niște ziduri în care ați stat până acum s-a întâmplat posibil ca această întâlnire să să fie într-un fel o întâlnire șoc să nu vă așteptați să simțiți atât de profund pentru cineva și profund și jucăuș și intens și să simțiți că puteți avea succes lângă ei. Ah, uite ce că superbe, că puteți crea, că puteți uh, crea o familie, puteți avea stabilitate. Ei și această persoană vă poate schimba întreaga viață, dar trebuie să luați, iar ca și la numărul 1, să luați o decizie, doi de băte să vă ridicați undeva deasupra locului în care stați și să vedeți în perspectivă. Stați într-un spațiu închis, într-o turmă în care nu, nu sunteți autentici, nu vă comportați la valoarea voastră. Încercați să fiți mai blânzi, mai temperați, mai pământeni, mai, mai comuni. Și se pare că nu sunteți unii dintre voi. Se pare că nu sunteți. S-ar putea unii să aveți nevoie să conduceți sau pur și simplu să, să vă manifestați creativitate, că leu e casa cincea creativității și la un dat apare și creativitatea. Și foarte posibil, doar în această relație de dragoste, foarte intensă și foarte șocantă pentru voi să puteți manifesta. Hai să vedem ce cărți mai apar. O să mai amestec încă o dată. Pentru aprilie. N-am mai folosit de mult aceste de cărți. Lăsați în urmă greutățile. iau Let go the burden. Lăsați prietenii, familia, acei oameni care stau în curca voastră, da, grijile, prostiile. Lăsați-le în urmă, că nu-i cazul. Ia uite. Manifestați rebelul din voi. Este similar cu împăratul. Adică să vă conduceți viața după noi coordonate. Să fiți puternici. Să fiți autoritari. Sau să aveți autoritate în fața voastră, în primul rând. Să nu vă mai lăsați influențați de alții. Numărul 2. Aprilie. Ia să vedem. Hmm. Sunt curioasă. Ah, totality. 5 de bărbi. Dar awareness similar cu faeton, Tot nu dai altfel. Exoușă. Awesome. Mm. Ah, ce frumos! Creativitate și conștiință apare la un moment dat. Compromis, similar cu șase de monede. Mm. Master, asta zici că e Osho. <laughs> ce frumos! Maturitate! Regi, vai, ce carte superbă! Regele de băte lângă marea, lângă marea lângă părăteasă. Mm. Experiență câștigați experiență, maturitate. Vai, asta e similar cu ce era? Nu știu de ce eu văd balanță, integrare. Succes, superb. Și intensitate. Hai! Și sharing la sfârșit undeva prin mai. Prin mai. Regina de bâte. Și totuși la capătul setului aveți fighting. Vă luptați cu voi înși vă ca să o luați de la zero într-o direcție. Într-o direcție care vă poate aduce, nu știu, lumea la picioare 10 de monede. Să simți, ah, ce frumos, abundența regele. Vai, ce frumos. Să simțiți abundența. Da, încă vă luptați cu voi. Încă vă luptați cu voi. Ok. Deci la începutul lunii aprilie. Undeva faceți niște... <hă> Vă luptați cu concurența, nu știu cum puteți să vă luptați în acest context, dar sunteți epuizați. Poate, într-adevăr, vă dați seama că v-ați consumat energia în direcții nereprezentative, nesemnificative și aveți această conștiință că voi de fapt nu sunteți această umbră, cum am zis mai devreme la chestia cu uleul și cu turma, nu sunteți această umbră, voi aveți un spirit, un spirit de copil sau un spirit de lumină, aha, ce frumos, și de fapt acest cinci de băte înseamnă creativitatea voastră, vreți să, pe lângă faptul că vă doriți să vă luptați cu orice concurență sau oricine vă stă în cale, Vă dați seama că manifestând copilul interior, vă apropiați de soare. Da? S-ar putea cineva, într-un fel sau altul, voi vă știți povestea. Ah, ce frumoasă idee! Cineva să vină într-un mod, cum am zis mai devreme, neașteptat și să vă scoată dintr-o relație în care nu puteți ieși. Aici e cineva într-o relație este a, a treia persoană care vine și vă scoate contactul cu soale, se produce aici. Ha! Da? Și voi erați într-o relație în care erați epuizați de atâtea compromisuri, de atâtea lupte. Și evident că imunitatea voastră a scăzut în această relație, dar gândindu-vă la cealaltă persoană, sau potențial, dacă nu e persoană, poate e o idee, e un proiect, o, o carte, că toți acum și citim și facem chestii creative să treacă timpul altfel. Eu vă sugerez chestii de asta. Să citiți, să învățați o limbă străină, să desenați, să cântați la ceva, să faceți lucruri frumoase, să vă scoateți din aceste griji. Așa, descoperiți că voi, de fapt, nu sunteți această umbră care bântuie prin lume, ci sunteți um, un suflet divin într-un corp de om care acest suflet stă să se manifeste pentru o nouă lume, cu o nouă conștiință. Și nu doar cu o nouă conștiință, cu maturitate către succes. Ce frumos mesaj! Prin uh, săptămâna a doua, mai mult sau mai puțin, dar așa sunt așezate, aveți creativitate, conștiință și compromis. Învățați să faceți, în primul rând, un compromis cu voi și cu cei care v-au epuizat. Și cu cei care v-au epuizat. Și uite, așa manifestați o nouă viziune de da, al treilea ochi, o nouă viziune, o nouă conștiință despre ceea ce sunteți, deci despre ceea ce sunteți în interior ca și esența divină, dar și ceea ce trebuie să manifestați în plan terestru, dar 3D, maturitatea aceasta. Maturitatea este similar cu ce ar fi similar cu asul de monede sau cu regele de monede. Este o carte superbă. Chiar aș face o lucrare la această... Inspirate din această carte, e frumoasă, este superbă. Și în momentul în care manifestați conștiință, trezire și maturitate, aveți succes. Succesul pe care, am zis mai devreme, sunteți un leu într-o cușcă de, de, de oi, de într-o turmă, nu vă reprezintă. Manifestați creativitate și cinci de băte creativ și împărăteasă, e similar cu împărăteasa. V-am zis, poate este cineva care vine și, într-un fel sau altul, vă inspiră în marea. Toți zi marea preoteasă o fi și mare preoteasă o fi și împărăteasă această, această persoană. Adică este și spiritual, este și abundentă, creativă între idei. Cred că este persoana sau ideea sau situația care vă scoate, da? vă scoate din această relație în care stăteați atârnați în hangman, în smăzurat, făceați compromisuri. Bine, și primăvara este creativitatea în acest moment. Îmi arată și o legătură cu natura despre care am vorbit mai devreme și pe care puteți și voi să o analizați. O legătură cu natura care vă, vă dă sănătate, vă conectați la lumină, văd mult verde, cea da? crea inimii. Începe să iubiți altfel, nu să mai stați în acele relații în care făceați compromisuri, dar compromisul acum totuși trebuie făcut într-un mod mult mai înțelept, matur. Și este similar cu șase de monede, cu balanță, poate aveți iar ceva balanță, balanță împărăteasă. Și căpătați experiență, experiență de viață în momentul în care treceți, cum am zis mai devreme, de la luptă, de la luptă, la și epuizare, la conștiință, la trezire spirituală, la creativitate, la abundență, nu știu ce cărți aveți. Undeva, mai mult sau mai puțin, să zicem, de la jumătatea lui aprilie, aveți acest master, acest profesor. E pe aceeași direcție. Eu cred, v-am zis, că este această persoană care va intra de ceva timp în viața voastră. Cor fi cinci săptămâni. Eu știu. Cor fi cinci luni, cinci ani. Sau e o idee, pur și simplu, pe care o aflați din... 5, da, am zis, casa 5 a creativității, a copiilor, poate vă jucați cu copiii, poate citiți o carte de copii și vă vine o idee. Și vă treziți. Ce fac? Câte compromisuri mai fac în această situație? Care nu mă reprezintă, am ajuns ca o umbră în această situație. Vreau să fiu un soare, mai devreme. O să fiu luna, vreau să fiu ca o primăvară, ca un pom care înflorește. Ei, cred că această persoană este, de fapt, un. Um, de ce îmi scapă cuvântul un învățător spiritual în viața voastră? Posibil să fie mai matură și în, în legătură cu ei, să vă maturizați și voi. Maturitate, da? Ei, și să aveți această experiență împreună. Experiență, da? Trei de bute. Să-i așteptați, eventual, să vedeți dacă nu-i așteptați, oricum s-ar putea să-i așteptați, dacă nu sunteți împreună în această perioadă de izolare, posibil să-i așteptați. Dar această așteptare, ah! Sper să nu se descarce.